Știm cu toții ce presupune să mergi în aceste zile la medic. De la copii la adulți, anticiparea, instrumentele, examenul, diagnosticul, toate sunt în general la fel. Dar în vremurile actuale, când inteligența artificială se regăsește tot mai mult în viețile noastre, cine știe cât va mai dura această procedură nevoioasă de a progresa și de a merge la medic. Dr. Elena Ovreiu, lector universitar, este alături de mine. Vorbim despre inteligența artificială în medicină și despre perspectivele pe care ni le oferă. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Și cumva aș vrea să pornesc discuția de la faptul că pacienții cred că nevoile lor medicale sunt unice și că nu pot fi îndeplinite de un computer. Și o să vă rog să ne spuneți în acest moment ce înseamnă digitalizarea în sănătate și care sunt beneficiile pe care le aduce și despre care pacienții ar trebui să știe. Practic, digitalizarea în sănătate înseamnă aplicarea soluțiilor tehnologiei digitale în domeniul sănătății. Practic, când vorbim de digitalizare în sănătate, vorbim de soluții care ajută la monitorizarea la distanță a pacientului. Soluții, de exemplu, includem în digitalizarea în sănătate, putem să vorbim despre o aplicație de mobil prin care un pacient poate să și regleze singur acasă aparatele auditive, sau putem vorbi de un ceas inteligent prin care pacientul este monitorizat, îi sunt monitorizați nu doar pașii pe care îi face în fiecare zi, dar în același timp este monitorizat pulsul sau ritmul cardiac. Și acesta este un alt exemplu de digitalizare în aplicație digitală în sănătate. Tot o aplicație este și, de exemplu, un site web prin care pacientul își ia informațiile despre sănătate și acesta este un alt exemplu de digitalizare în sănătate. Dar astea au legătură cu inteligența artificială? Da, mare parte din ele, da, pentru că tehnologia aceasta, inteligența artificială, este acum prezentă cam în toate aplicațiile. Din ce în ce mai multe aplicații folosesc inteligența artificială pentru că aduce enorm de multe beneficii. Și ce se întâmplă cu aceste informații pe care le colectează aplicațiile? Cine le interpretează? Unele dintre ele sunt cele mai multe pe viitor vor fi analizate în timp real de inteligența artificială, de algoritm cu inteligența artificială. Tocmai acesta este beneficiul de a culege cât mai multe informații despre pacient, de a culege informații în timp real și de a integra toate aceste informații și a extrage anumite pattern-uri despre pacientul respectiv, iar acest lucru, având atât de multe informații, acest lucru este posibil doar prin algoritm de inteligență artificială. Este prea mult pentru un medic să stea să analizeze, să coreleze toată această informație care vine de la diferiți senzori, de la diferite ceasuri inteligente, așa cum am zis, până la monitoriza stilul de viață al pacientului. Toate aceste informații sunt analizate cu algoritm de inteligență artificială. Și asta înseamnă că rezultatele pe care le obținem în urma unei astfel de analize nu mai necesită intervenția medicului? Adică dacă computerul generează rezultatul, are toată această bază de date despre fiecare dintre noi, știe cum să pună informațiile cap la cap, îți oferă o analiză personalizată? N-aș merge atât de departe că medicul încă nu mai este nevoie de inputul medicului. Din contră, medicul are partea lui de muncă în acest proces, inclusiv că evident că medicul în momentul acesta trebuie să rezultatele care sunt obținute cu algoritmii de inteligență artificială ar trebui revizuiți de medic. În momentul acesta, inteligența artificială funcționează ca un asistent care îl ajută pe medic. Nu este practic o aplicație automată, un software care îți facă totul automat, ci semnalează medicului, uite-te în zona aceasta de EKG sau vezi în imagine că aici ar putea să apară probleme. Și atunci medicul știe exact unde se uită. De exemplu, dacă dăm exemplu unui semnal de EKG, unui holter, care achiziționează semnal și capturează semnal timp de 24 de ore, atunci este informație prea multă pentru un medic să stea să analizeze toate aceste informații. Și atunci, înainte, se face o prefiltrare cu ajutorul unui software cu inteligență artificială și medicul care știe exact îți indică, uite, acolo a fost o problemă. Exact. Aici este ceva anormal în ritmul cardiac și atunci aici ar putea să fie o problemă. Am auzit mult vorbindu-se despre telemedicină. Ce este ea și ce avantaje prezintă?
Telemedicina este practic o parte din digitalizare, face parte din digitalizarea în sănătate și dacă până acum medicul și pacientul, ca să aibă loc un consult medical, medicul și pacientul trebuia să se întâlnească, fie că mergea medicul, pacientul către medic sau în unele cazuri medicul acasă la pacient, acum cu ajutorul telemedicinei, practic medicul și pacientul se pot întâlni, dar pe o platformă online. Practic nu se mai face această schimbare fizică de locație nici a pacientului, nici a medicului, dar se transmite informația medicală. Pentru că tehnologia face posibil acest lucru, nu doar telemedicina, nu înseamnă doar o consultație online între pacient și medic și schimb de informații, cum te simți, dar este practic, putem să vorbim și de o monitorizare la distanță cu ajutorul dispozitivelor portabile pe care pacientul le poate avea. Ceva similar cu ce aveți dumneavoastră în mână? Exact, pe care pacientul le poate avea acasă, iar medicul poate să-l diagnosticheze sau să-l monitorizeze exact ca și cum ar fi o vizită la cabinet sau în spital. Și, de exemplu, dacă ar fi să dau un exemplu de monitorizare cardiacă la distanță, de exemplu, un EKG foarte simplu care practic presupune acești electrozi, în cazul acesta avem 3 electrozi, el poate să fie cu mai mulți, inclusiv cu 12 electrozi, este conectat la o tabletă ca aceasta, foarte simplă, și practic medicul primește și el pe tableta lui sau pe aplicația lui aceeași imagine. Deci practic o astfel de aplicație care este ieftină și care este simplă, o asistentă medicală poate să meargă la pacient acasă sau în cabinetul unui medic de familie, se poate face această monitorizare, această verificare, iar medicul cardiolog dintr-un spital mai mare sau dintr-un alt oraș sau chiar din altă țară poate să-l verifice pe pacient. De asemenea, am aici și un arată ca un stetoscop. Exact, care la fel se conectează cu un cablu la această tabletă, iar medicul cardiolog de la distanță poate să-și pune căștile și asculte exact bătăile inimii ca și când ar fi lângă pacient. Deci este informație integrată. Este la un loc toată. Exact. În ce măsură pandemia a influențat digitalizarea la nivelul acesta? Pandemia a influențat enorm de mult digitalizarea în sănătate și nu neapărat crearea de noi soluții, pentru că soluții existau, dar era o reticență atât a personalului medical cât și a pacienților de a folosi soluțiile digitale. Dar fiind forțați, pacienții, de exemplu, fiind forțați să, nemai putând având acces la spital sau fiindu-le teamă, cei cu boli cronice, fiindu-le teamă să iasă afară, să meargă la un spital pentru un consult, atunci au adoptat soluțiile digitale. Și evident că această pandemie a accelerat foarte mult adoptarea soluțiilor digitale în sănătate. Inclusiv în România? Da, inclusiv în România. Inclusiv în România vorbim de soluții de telemedicină, de monitorizare la distanță și pacienții și-au dat seama că, de fapt, este mult mai confortabil, este mult mai plăcut ca o primă verificare să o ai la distanță. În unele cazuri nu exclude vizita, o vizită la spital fizică, sau la cabină fizică, dar unele dintre aceste vizite pot fi înlocuite cu o conectare pe platformă, pe o platformă de online, de telemedicină. Și, întâlnirea între medic și pacient poate să fie la fel de plăcută. Mulțumim foarte mult pentru explicații. Mulțumesc!